Bună ziua, numele meu este Claudia Augustin și astăzi vă invit să descoperim noul concept în estetică facială, Oxigenera Pro. Vorbim de tehnologie revoluționare, oxigen hiperbaric, mezoterapie virtuală, radiofrecvență multipolară și masca soft laser ce ajută la biostimularea și regenerarea țesuturilor profunde ale pielii. Conceptul Oxigenera a luat naștere acum 4 ani, fiind distribuit în exclusivitate de Beauty One. Acum lansăm noul concept Oxigenera Pro, ce are în plus mezoterapie virtuală, ceea ce ne ajută și facilitează penetrarea principiilor active până la nivelul dermului papilar. Oxigenera Pro înglobează 5 tehnologii revoluționare. Cea mai cunoscută tehnologie este aceea a oxigenului hiperbaric, care ne ajută la penetrarea principiilor active, la oxigenarea țesuturilor, mezoterapia virtuală, tehnologia ce creează polaritate la nivelul membranei celulare, astfel facilitează penetrarea principiilor active, radiofrecvența multipolară, care acționează cu efect tensor, și masca soft laser, care are la bază un laser pentru biostimulare și regenerare celulară. Microdermabraziunea este o tehnologie ce ajută la regenerarea stratului superficial al pielii, producând o exfoliere mecanică. Oxigenera Pro reprezintă soluția ideală într-un salon de estetică. Astfel, putem realiza tratamente cu efect anti-aging, putem trata eficient petele pigmentare, de asemenea, combate eficient și tratează acnea. Începem montarea aparatului. În prima fază, montăm bara de susținere pentru manipuli, cea prevăzută cu două filete. Poziționăm suportul pentru manipuli, după care venim cu cea de-a doua inserție a barei de susținere. Atașăm suportul pentru masca soft laser și îl fixăm cu ajutorul unui șurub. Atașăm dispozitivul de susținere pentru masca soft laser. Poziționăm masca în suportul special. Conectăm masca soft laser prin intermediul celor două mufe în spatele aparatului. Conectăm furtunul la aerograf, iar celălalt capăt al furtunului se conectează la mufa oxigen spray. Furtunul folosit pentru tratamentul de microdermabraziune se conectează în spatele aparatului. Capătul de tratament pentru radiofrecvență se conectează în spatele aparatului, respectiv la poziția 3. Pentru tratamentul cu mezoterapie, aparatul dispune de două capete de tratament. Acestea se inserează în cele două orificii speciale. Astăzi vom realiza un tratament facial de hidratare cu ajutorul aparatului Oxigenera Pro. Softul intuitiv îmi permite să folosesc fiecare funcție a echipamentului, independent una față de cealaltă. Primul pas al tratamentului este acela de curățare. Pentru demachiere vom folosi produse adaptate în funcție de tipul de ten al clientei. Vom începe prin demachierea ochilor. Demachierea buzelor. Iar apoi vom demachia gâtul, fața și decolteul. După desăvârșirea procesului de demachiere, următorul pas pe care îl vom realiza este exfolierea mecanică prin intermediul microdermabraziunii. Aceasta îmi permite să îndepărtez stratul de celule moarte de la suprafața pielii și totodată crește permeabilitatea acesteia. Avem la dispoziție mai multe capete de tratament. Vom adapta în funcție de nevoia tenului capătul de tratament aferent pentru exfoliere. Selectăm funcția microdermabraziune, după care începem tratamentul de exfoliere. Continuăm tratamentul prin folosirea unui concentrat activ adaptat nevoilor tenului, iar acest concentrat activ îl vom penetra prin intermediul oxigenului hiperbaric. Un beneficiu major al acestui tratament este faptul că noi putem să personalizăm terapia în funcție de nevoile tenului, astfel odată cu oxigenul hiperbaric putem infuza la nivelul pielii un cocktail de substanțe active necesar pielii. Un alt pas al terapiei Oxigenera Pro este mezoterapia virtuală. Prin intermediul mezoterapiei virtuale, creăm mici canale de difuzie la nivelul membranei celulare și astfel capacitatea de absorție a principiilor active crește.
Pentru realizarea acestui tratament, avem nevoie de un gel conductor pe care îl vom aplica la suprafața pielii. Ulterior, vom lucra cu unul dintre capetele de tratament, astfel încât principiile active din produs acționeze mult mai profund. Continuăm terapia Oxigenera Pro folosind tratamentul de radiofrecvență. Aplicăm la bază o cremă de masaj facial și ulterior vom realiza acest tratament. Următorul pas al tratamentului este aplicarea măștii soft laser. Acesta dispune de un laser cu lumină rece care acționează asupra regenerării celulare.